lovituri neașteptat pentru Donald Trump, Congresul SUA lasă pe presubliniere din TFR finanțare pentru un proiect major. Liderii republicani sublinierei democrați din Congresul Statelor Unite au anuncat miercuri un acord privind finanțarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018, evitând astfel un nou blocaj al administrației, care urma să se producă vineri, scrie Ager Press, citând AFP sublinierei Reuters. Mai întâi Camera Reprezentanților, apoi Senatul trebuie să voteze până vineri la orele 24 legea negociat timp de câteva săptămâni. Cheltuielile prevăzute sunt de aproape 1300 de miliarde de dolari, din care 700 de miliarde în domeniul militar, iar 591 de miliarde pentru restul guvernului. Anul fiscal se încheie în 30 septembrie. Ambele partide politice au făcut concesii majore. Republicanii sunt mult cu mici ce au reușit sublinierea IT să asigure cea mai mare cresubliniere tere bugetar din ultimii 15 ani pentru apărare, de circa 80 de miliarde de dolari. În schimb, au fost nevoiți să renunce la cea mai mare parte din proiectul presubliniere dintelui Donald Trump de a ridica un zid la frontiera cu Mexicul, din cele 25 de miliarde de dolari cerute la un moment dat de Casa Albă, s-au alocat doar 641 de milioane de dolari, pentru câteva zeci de kilometri de bariere, de tipul deja existent, care este singurul admis conform proiectului de lege. Textul convenit prevede un surplus de 307 milioane de dolari peste bugetul solicitat de administrație pentru serviciile de informații, în vederea contracarării atacurilor cibernetice din partea Rusiei, la alegerile parțiale pentru Congres din noiembrie. De la începutul lui 2017, controversele asupra bugetului au fost rezolvate doar prin măsuri temporare, iar de două ori administrația a fost blocată pentru scurt timp din cauza lipsei de finanțare.